Verben, numărul 1 în tratamentul T1. Bun, am revenit la discuția de mai devreme, așadar încercând așa să evaluăm starea agriculturii, vorbeam despre cheltuielile astea pe care le aveți la hectar, despre producțiile pe care le obțineți. Domnul Popa spunea că dacă ar obține 4 tone, se declară fericit în momentul de față. Acum nu știu dacă va fi fericit cu prețul ăsta de 1,1 sau... Știi cum e? Ferbească-mă Dumnezeu de mai rău. Asta trebuie înțeles prin ce am spus eu, că 4 tone e mai rău decât, e mai bine decât 2 sau 1 și vor fi producții și fermieri în zonă care vor face și o tonă de grâu. Că eu umblu și văd în funcție de tehnologie ce a gândit el acolo, minimum tilici, minimum îngreșeminte, minimum de toate, nu este nicio aluzie, Ionuț. Părerea mea eu în minim timp fac 6 tone, nu pot să mă vait. Să vedem la final, dar nu discutăm despre aceste lucruri decât după 10, 15, 20 de ani, când probabil eu nu o să mai lucrez sau nu o să mai fiu. Cred că veți lucra și la 90 de ani. Suntem atât de virusați încât și la 90 de ani, dacă vom trăi, vom fi pe tarla. Așa este. Nici nu mă gândesc și mă simt ca la început în ceea ce fac, pentru că ia cătă și un efect pozitiv al meseriei noastre. Ne ținem verzi. Ține cu plantele, cu pământ. Puternici, da. Și suntem verzi. Ambițioși și strong. Dar revin la ce am spus, orice teorie, eu nu cred, decât după 5, 7, 10 ani, nu mi-e se niciodată din cap când a apărut plugul, că a fost revoluție mondială în sporirea producțiilor și a tehnologiei aceea cu corporat, cu răsturnatul plastic. Da, ploua afară. Nu mi-e se asta și ploua, sigur. Da. E o diversitate de rezultate, iarăși asta mă face și nu înțeleg, dar cred în două lucruri care le-am auzit de la producători de scule din acestea de no-till. Și, dom'le, adevărul e pe undeva la mijloc. Adică să nu exagerăm. Și atunci eu vreau să văd mijlocul ăsta unde este, la mijloc și către ce înclină balanța. Vin și spun încă o dată, în 24 de ani, am realizat ce am realizat, e la vedere tot ce am făcut și nu mă opresc aici, cu gândirea, tehnologia, apa, că stați puțin, vă spun că în 1982 județul Telerman nu a făcut niciun kil de grâu. Atenție, nu s-a recoltat aveți niciun dreptate, bob. Nu numai la dumneavoastră. Aveți dreptate, doar deci au mai fost ani ca ăștia. Doar că erau ani, unul din 10, unul din 20. Și tu ai spus erau aici ciclică. Că ăsta aveam... e al treilea an, al patrulea an de secetă. Era ciclică și atunci. Veneau ani, perioade de ani secetoși, după aia inundații. 70, 75 eram în armată când a inundat unitatea militară. Și era România, Marea Neagră, toată. Și zăpezile alea de când eram copii, zăpezile de ieșeam din casă cu lopata, că nu puteam să ieșim. Acum câțiva ani tu ai spus că aveam utilaje să drenăm pământul. Acum 10 ani. Aveam și la mine lacurile, am canale făcute în fermă, am muncit o vară întreagă să sap un canal ca alea de irigații, ca să aveam 10 hectare care era lac. Nu făceam nimic. Domnul Popa, dar știți care era diferența? Înainte, știți că, o întrebare. De ce puneam, domnule, grâu? De ce puneam floare? De ce cultivăm noi așa ceva? Domnule, să făceam înainte nu. Și soia la neirigată. Da, știți de ce cauză? Pentru că ne permitea, domnule, clima. De litri clima de s-a schimbat, nu ne mai permite și noi continuăm să facem aceleași culturi. Clar că nu mai sunt sustenabile. Domnule, să schimbă clima. Nu, e o exagerare cu no-till-ul. Eu spun lucrul ăsta și argumentez. Nu trebuie să cădem dintr-o extremă în alta. E o exagerare. România e plină de utilaje și eu când am văzut în iarnă, că m-am dus la fumați două zile și când am văzut ce flotilă de tractoare, ca cele din vest unde am văzut demonstrațiile respective, e plină de utilaje de toate felurile și, domnule, dacă s-au umplut de astea, hai să schimbăm. E și asta o treabă da, am înțeles de marketing. Că se propune chiar un ajutor, un sprijin, o subvenție pentru tehnologia asta nautil. Să da. Dea.
Da, dar da. Știți cum e, orice cultură are nevoie, orice, are, orice conține viață, ca să dacă pot spune așa, e nevoie de apă. Și mâncare. Apa dar este factor limitativ. Dar recunoașteți că Nautilul face economie de apă? Că nu. Că sunteți ingineri, da. Recunoașteți că am orice... un Nautil lângă mine anul ăsta, care a întors care a greșit-o și nu are floarea soarelui. Scoate 15 litri de apă minim. Orice disc, orice, nu vorbesc de plug care scoate. Da, da, eu vă spun așa, la prășitoare Nautilul este funcțional, clar. Pentru că acolo, pe unde trece, pregătește patul germinativ pentru sămânță. Sămânța, clar. La grâu e mai complicată treaba. De ce e complicat? Pentru că nu prea afână solul așa cum ar trebui să afune. Îți mai dau eu un argument. Are, dar îi trebuie plante de acoperire. Orice cultură trebuie să aibă un teren decompactat. Decompactarea cum o faci? Prin mecanic, prin Nautil cu utilajele care vin în față și afână terenul, sau prin plante de acoperire. E Nautil sau afână terenul? Nu mai înțeleg. Nu mai... Nu, ți afună doar acolo în față, doar la sămânță. Nautilul e mai mult, e o filozofie întreagă. Nu e doar o operațiune de făcut. Folosim și noi. Să roți duble, nu mai tasezi terenul, nu mai bași hava pe teren. Ai mulciola care îți formează un strat de 20 de centimetri. E adevărat. Ai mulciul dacă ai plantă de acoperire. Dar plantă de acoperire n-ai cum să ai, pentru că tu ai secetă în toamnă. Ia uitați, hai să vă arăt o poză. Dacă permiteți să vă spun decât asta, atât. Așa, e poza cu care am postat-o și am zis că sunt în emisiune. Ăsta n-a avut niciun covor vegetal. Nimic. Doamne ajută să faceți sculptură. Și ce este acolo, porumb? Asta, este porumb, deja un mulci format. E porumb. Nu, dar ăla e porumb. Acum arată porumbul ăla așa? Da. E în mine acum? Este acolo. Da. Păi la mine este porumbul umetru. Focalizăm aici corect. Cine și arată și al meu în sistem clasic este mai frumos și mai mare. Dar eu vă invit când recoltăm. Da, chiar vin cu drag. Și te invit și eu, dar să avem și ploaie ca să avem ce arăta. Și tu, eu fără ploaie fac 4 tone. Era o vorbă așa, din popor. În luna mai am avut 2 litri de apă într-o fermă. 2 litri de apă în luna mai. Este incredibil. Și e fermă oarecum vecină. E la 30 de kilometri de la dumneavoastră și ar trebui să-mi confirmați că am avut maiul cu 2-5 litri maxim. Da, așa este. Face 5 tone omul ăla. Recoltez peste 10 zile. Vă invit la în grâu. Fermă. La grâu. Am și eu situații... Dar după rapiță, nu după floarea solului. Tot în lipsă de apă. Dom'le, încă o dată spun, nu mă contrazic cu nimeni, e prea devreme. Și punct. Peste 5 ani, 10 ani de discut. Facem media. De 3 ani de zile merg în Bulgaria, unde se practică Nautil. Mergeți și vedeți. De 4 ani de zile merg în ferma lui Hans. Cursul lumii și a istoriei s-a schimbat. Probabil de că nu suntem generația depășită. Dumneavoastră vedeți puțin așa printre rânduri că noi acum zicem că facem niște bani dacă folosim o tehnologie nouă. Noi nu vedeți că... Noi nu mai facem bani, facem bani mai puțin. Nu vedeți că toate profiturile noastre... A venit, facem bani mai puțin. Folosesc și eu Nautil. Am început de anul trecut. În schimb, profitul se schimbă. Dar nu am puțin mai rezervat. Da, sunt puțin mai rezervat. Asta e. Eu, uite, vedeți? Dar folosesc. Am tehnologia, o folosesc. Dom'le, o voi folosi și eu, dar eu totdeauna îmi place întâi să mă doresc. Rândul trecut, și să văd. Rândul trecut, când ne-am văzut acum 2 luni de zile când e emisiune, a spus că nu vreau să audă Nautil, că sistemul clasic e cel mai bun, că am experiență și aveți experiență, slavă Domnului, și trebuie să facem plecăciuni în fața dumneavoastră. Nu fac mișto. Nu, chiar sunteți la inimă și fanul meu. Dar văd că totuși, după 2 luni de zile și după lipsa acută de apă din primăvara asta, a spus pentru prima dată că o să folosesc și eu Nautil. 20 de hectare, am spus. Dar până la urmă, de ce să nu experimentați? E tehnologie. Rândul trecut ce v-am zis. Faceți pe 50 de hectare. Eu am fost când demo. Eu am fost când demo. Ar trebui să fiu dușmanul meu ca să... Domnul Olteanu, știți care e problema domnului Popa și a tuturor fermierilor, în mare parte, majoritatea? Domnule, trebuie să investim sute de mii de euro, milioane de euro să schimbăm tehnologia pentru mii de hectare. Ba da, o semănătoare. Dar 170 de mii, o semănătoare. Da, o semănătoare de mii. Tăie, până în 200 de mii. Este 1 milion de euro. Am dat 1.200.000 de euro. Cine? Cât ți-aș permis să dea 1 milion de euro? Nu-i dai pe toți o dată, domnule. Când te duci la prietena noastră, banca sau leasing-ul, dai 5% că am nevoie
cu ceșul frumos. Așa, domnule, și mai bine cu alea amortizate. Domnul Olteanu, și mai stăm 5 ani de zile și muncim pentru asta nimic. Numai pentru noi, nu. Motorii da. Nu pun în el. Dar știți în cât timp scoateți banii pe semănăturile? 2 ani de zile. Din diferența de combustibil. Îmi spun ăștia de la achiziții, care n-au nicio treabă cu agricultura. Vă dați seama că, achizițiile sunt separate. Și spun, ce ați făcut, domne? Că vine aia, cu parfumuri și cu astea care ne vând motorină. Bă, voi ați plecat la alții? Ne-ați trădat, v-ați dus la alți furnizori de motorină? Ați scăzut la jumate. Nu la jumate, la 40% o să merg și la, o să vin și la tine și la domnul Panfil, să vedem cum sunt. Dar am lângă mine un fermier mic, care e ăștia repede, dacă aude nautil, gata, domnule. Am tors rapița ca și mine, încă o dată. Pe margine a făcut-o ceea ce am făcut eu și are floarea soarelui ca a mea. Rapița e mai greu. Și unde a semănat, că a semănat direct, domnule, în rapiță. După ce o să terminăm cu nautilul, o să apară altceva, noi tot datori o să murim. Datoria așa că noastră este să ne adaptăm situației actuale. Tot cobaie vom fi, adică ca să... Dacă nu avem apă, trebuie să găsim soluții, să gestionăm. Nu, dacă nu avem apă, nu avem nimic. Nu avem nimic, nici nautil, nici clasic. Mi-a scris domnul Constantin Soare din Constanța, zice așa, bună seara, salutări pentru Soare. Da, conform legii 138, legea îmbunătățirilor funciare, apa pentru irigat se livrează OAI-urilor cu titlu gratuit, indiferent de treapta de pompare. Că ziceați dumneavoastră că dacă nu e la treapta întâi, nu se mai gândește. În treapta patra n-a ajuns niciodată vreun canal. Haideți să vă spun. Domnule, aveți soluții și pentru asta. Panouri a vorbit. Nu. Haideți să vă spun. La puțurile forate. Vă spun problemă care nu e rezolvată. Cei de la SGA, începând de anul ăsta, printr-o, dacă nu mă înșel, e ordonanță sau nu știu cum a fost dată, ne-au impus pe fiecare puț, în afară de ce plătim noi, că avem contoar, apometru, o taxă de 3.000 de lei pe fiecare puț, anuală. Deci asta a venit așa, extra, care nu era până ieri. De ce, dumne, să vii cu taxa asta? Curentul nu mi-l decontez, că a trebuit să facă niște, dacă eram OAI organizație, mi-l decontai. Nefiind organizație, sunt privat, nu mi-l mai decontez. Au făcut niciun artificiu, numai cu derogări ne-l poate deconta. Subsolul al statului, domnul Pavel. Nu, de la 50 cm în jos știm treaba asta. Cu irigație. Dar eu nu vorbim... Dacă ai în România, în România zilelor de azi, în condițiile verilor aride, fierbinți și cu secetă atmosferică extrem de mare, dacă irigi de 3 ori și nu irigi odată, s-a ales praful de situație. Și se întâmplă, sunt situații. Dacă irigam măcar de două ori, domne, făceam aceeași produs. Ministerul Agriculturii are în subordine... Cu câte 20 de litri, multe, dacă mai aveam. Multe instituții. 40 de litri. SGA-ul, vorbesc ANIF-ul. De vară, înseamnă că vorbesc de porumb. Da, nu știu... Încă o dată, revin și spun, e ceva în loc de nimic. Că la ce situația care e, riscăm să nu facem niciun ștulet. Domnilor, uitați aici, peste 4 ani de zile nu o să mai avem de unde să irigăm. Dunărea nu o să aibă apă, să poată pompa pe 4, 5, 10 trepte, o să, instalația o să fie gata. Vă spun că asta va fi viitorul. Pentru că clima se schimbă, domnule, e vizibil. Și apă vor avea cei care vor fi mai aproape de sursa de unde vine apă. Domnule, nici din puțul nu o să mai poți să tragi apă, că aia va fi necesară pentru băut, pentru noi, oamenii. Știți cât e subvenția pentru măslin? Asta voiam să spun mai devreme. Trebuie să ne reprofilăm. Hai să nu fim apocaliptici și să ne punem măslini și ne îmbogățim. Aici ar trebui statul să intervină, că noi vorbim de securitatea alimentară a țării noastre. Bun, știu, agricultura are pondere, să zic așa, contribuție la PIB 4%, maxim 4%. Dom'le, nu e mult. Dar ține de siguranța alimentară a țării noastre. Ăștia 4% atâta timp cât ar trebui să fie, să avem o agricultură perfectă. Consumăm, nu interesează pe nimeni. Păi, siguranța alimentară, putem să exportăm, domnule. Dacă hrănim, putem hrăni 80 de milioane și noi mai suntem vreo 20. Haideți că vreau să-l... Păi cum să fim 20? Nu, dacă în țară, mai fi. În țară domnul, suntem 14 milioane. Panfil, e mâncare... De plafonare asta a adausului comercial la 20%. Domnule, asta e o catastrofă pentru industria alimentară a țării și pentru noi producători. Eu vă spun la prima plafonare. Bun, a fost exemplu luat de la benzinării, de la Peco. Uh-huh. Eu având niște benzinării, ne-au plafonat, așa a fost ordinul, n-am înțeles de ce n-au plafonat acciza. Că acciza e foarte mare, e aproape de jumate la petrol. De ce ne-au plafonat nu adaosul la mic? Noi la benzinării avem un adaos între 2 și 5%. Adică e nimic. Și rulajele sunt destul de mici, sunt de concurență destul de mare în piață pe segmentul ăsta. Pe urmă au văzut că a funcționat. Și a zis, domnule, hai să plafonăm și la agricultură. Dar aici e în detrimentul
populației, în detrimentul consumatorului. Pentru că în momentul când tu plafonezi, eu am fost plafonat la lapte, de exemplu, și la, produc lapte, carne, făină, pâine, tot ce produc eu, fructe. Nu producătorul ar trebui producătorul plafonat. Nu producătorul a fost plafonat, ci domnule, comerciantul. Domnule, stai, domnule, să vă spun din cunoștință de cauze, vă vorbesc că sunt afectat de chestia. Eu nu l-am întrebat întâmplător, ca să înțelegeți. Am înțeles. Și în momentul ăla, ce credeți că a făcut... marele magazin. Da, marele magazin. Bineînțeles, cel care lua laptele, o să zic, băi, de mâine 20%, ce să fac, să nu mă vaca? Păi trebuie să mult vaca, că dacă nu mult vaca, aia îmbolnăvești și moare. Și mai mă înveți pe mine să fac zootehnie. Pentru că așa cum am spus, nu suntem uniți să avem Carrefour-ul nostru să ne vindem noi laptele. Ordinul e dat pentru toți. Domnul Popa, lăsați-o dacă așa s-a acuz și să nu vin cu o soluție. Eu vin și cu o soluție, că așa sunt învățat. Și că așa s-a acuz, toată lumea poate să acuze. Eu spun așa, domnule, există, avem un mecanism pentru plafonarea asta. Nu trebuie să plafonăm. În plafonarea asta sunt 5 entități. Primul este producătorul, al doilea este cel intermediarul, procesatorul, pe urmă urmează retailerul, da, consumatorul și politicul. Toți ăștia sunt implicați. Din tot efectul ăsta de plafonare, toată lumea are de suferit. Și vă spun și de ce. Producătorul ce face? Îmi dă mie prețul jos, eu trebuie să fac niște compromisuri, sau face și el compromisuri la calitate, dă la retailer, retailerul el zice, domnule, eu trebuie să am marja aia de adaos. Nu-l interesează. El trebuie să aibă marja de adaos. Și atunci dă un produs, pierde foarte mult. Dă un produs de 2 lei consumatorul îl ia, se îmbolnăvește, la farmacie, sistemul medical în colaps, bagă bani, niciodată nu-și mai revine. Da, statul câștigă aici. Câștigă, domnule, noi, statul gestionează, statul trebuie să conducă instituții state pentru... Glumesc, bineînțeles. Atunci există o lege care, dacă acolo unde este posibil și sunt producători locali care sunt autorizați, funcționează din punct de vedere de SV, tot ce trebuie, să aibă toate autorizațiile, vorbesc, repet, acolo... Recunoașteți că amestecul cu politic, domnule, în chestia cu plafonarea... Domnule, lăsați-mă să-mi continui ideea. Este o chestie nocivă? Da, este. E împotriva pieții... Nu, dar haideți să vă continui ideea. Ca să nu mai plafonăm și să avem un efect pozitiv pentru toată lumea, pentru toate cele 5 entități. Domnule, unde există posibilitatea 51% sau măcar 50% în magazinele retail, că sunt tot comerțul, 70-80% din comerțul din România are loc prin aceste magazine. Un pic mai mult. Da, am fost așa foarte modist. Imaginați-vă că dacă ar lua local, să stimulează, domnule, producătorul local, automat apare concurență între producători, deci produse mai calitative, angajați, plătiți mai bine, oamenii mai sănătoși. Asta trebuie să facă statul, nu să plafoneze, domnule, să plafoneze ce? 5, pe 6 luni de zile și după aia noi nu mai existăm, nu mai avem industria alimentară în România, nu mai avem... E o soluție proastă pe care oricum se descarcă pe producător. Asta e soluția cea mai bună, bineînțeles, asta e cea mai bună soluție și o avem la îndemână, există lege, nu există norme de aplicare. Bun, de ce să nu? Bă, dacă sunt bun și vând, uitați, eu produc făină bio. Știți că mă chinui de 12 ani de zile să intru într-un hipermarket și n-am reușit? Și am și abandonat. Domnule, și eu am produs usturoi. Și era de la românesc. Toată lumea vorbește de usturoiul chinezesc. Da, știți cu cât vând eu kilogramul de mălai? Când am venit cu usturoiul românesc, aproape bio făcut, mic, ce-i drept, dar mănânci cu plăcere. Păi și al meu era certificat. La fel, nu m-a băgat niciun hipermarket. Domnul Olteanu. Mă duc la toate forumurile. Sunt prieten cu toți directorii din supermarketuri. Și au luat funii de usturoi acasă că le plăcea usturoiul românesc. Nu l-au acceptat. Păi și care-i soluția? Așa credeți că sunteți prieteni cu ei. Da, dacă nu ți-a luat usturoiul. Nu, da. E bună la chinezesc. Ideea e că nu putem intra. E bun să te îmbolnăvesc. Și vorbea de preț. Dom'le, eu vând kilogramul de mălai bio, certificat ecologic, îl vând cu 5 lei, 5 lei, 6 lei kilo. Știți că 500 de grame de polenta pe marca hipermarket ăsta? 12 lei, domnule. Și eu nu pot să intru cu un produs cu trasabilitate scurtă. Revenim la ce spunea Ovidiu. Mediul asociativ este modest. Mediul asociativ n-a reușit să ne pună la o masă pe toți producătorii români, să formăm asociații, nu doar cu numele, să formăm și asociații economice care să funcționeze, care încă o dată să producă, să proceseze, să vândă, că este extrem de important. Știți care vor fi asociațiile? Este extrem de important și s-ar putea să-mi ia gâtul multinaționalele pentru că spun asta. Nu poți să dai 90% din comerțul României unor multinaționale. N-ai voie. Domnul Olteanu, nu ai voie. Peste tot în lumea asta mă uit,
există și magazine ale producătorilor, locale. Magazine locale. La noi nu mai găsești. Trebuie să te duci la hipermarketuri ca să poți să eu am magazine locale, eu fac asta, îmi vând toate produsele mele și vreau să-mi dezvolt. Da, domnule, dar românul a devenit fudul, nu mai vine în magazinul ăla local. Știu, dar tocmai de asta spuneam. Noi spunem doar de 1 decembrie că suntem patrioți. Știți care vor fi asociațiile alea? Dar nu suntem patrioți, nu cumpărăm produse românești. Nu suntem patrioți, așa este. Și nici instituțiile statului nu încurajează să consumăm produse românești. Nici noi, încă o dată. Nici noi, pentru că Ovidiu avea dreptate. Nici noi, ca mediu asociativ, n-a reușit să nu există mediu, asta vă spun eu, nu există mediu asociativ. Știți când va fi mediu asociativ? Când eu cu dumneavoastră nu mai putem sau avem interese comune, ne creăm o cooperativă sau o asociație. Hai după să care... ne dăm mâna că suntem acolo. Exact. Suntem în condițiile în care nu mai putem. După care o să vină și domnul Popa. Am mai auzit, acum am mai auzit că o să vadă încă un nebun de succes ca mine. Mai sunt, vedeți că am venit trist în emisiune. Am venit trist în emisiune și am început să zâmbesc când am auzit că unul are 20 de milioane de euro și eu am doar 15 milioane de euro. Da, deci poate mai datorii, mai aveți loc. Deci poate bine. Da, înseamnă că încă e bine. Eu cred în afacerea asta pe care o fac și eu cred în integrarea ei. Suntem glumini, suntem doi nebuni frumoși. Ascultați-mă puțin. În 2007, când România adera la Uniunea Europeană, pentru mine lucrurile au fost foarte clare. Băi, în ce afacere activezi? Dumnezeu, trebuie activezi... să recunoaștem și plusurile. Ascultați-mă puțin, ca să vedeți raționamentul, unde vreau să ajung. În ce activăm noi? Băi, noi activăm în agricultură. Cum se face, domnule, agricultura peste graniță? Pe agricultura peste graniță se face în model asociativ sau integrat, cumva, de unii singuri. Pentru că ce sunt foarte integrat? Mici. Bineînțeles, da, atunci nouă ne trebuia cooperative, să ne asociem. Ei, ăla este sistemul. Parcursul nostru nu este altul decât integrare. Că o facem prin cooperative, prin asociații sau singuri cu forțe proprie, altă soluție nu există, domnilor. Ne poate sprijini politicul prin intrarea în aceste hipermarketuri cu această măsură, care e foarte bună, domnule. 50% este ok, acolo nu e posibil. De exemplu, la Franța, poate nu... astăzi nu este aplicabilă. Oricât ne-ar ajuta pe noi politicul... Păi poate nu e marfă să băgăm 50%. Dar acolo unde este, domnul Popa, asta am spus. Domnule, dacă unde este, poate nu toate județele există. Așa. Dar unde există, primește, domnule, stimulează-l. Pentru că dacă produci local, dezvolți și societatea respectivă. Nu mai pleacă copiii în străinătate, că mie nu-mi convine, am și eu copii, băiatul Ibare. Nu vreau să plece, domnule, în străinătate, vreau să stea lângă mine. Dar nici nu vorba domnului Olteanu, nici nu vreau să-l țin, domnule, așa, să-mi bat joc de el. Trebuie să aibă și el o mulțumire sufletească pentru ceea ce face. Asta e un business. Nu numai datorii, că el vede pe taxul și pe măsa cum o să împrumută în fiecare an, la bancă, ca să meargă mai departe. Este o problemă și de competitivitate. Noi astăzi nu suntem competitivi. E trebuie să recunoaștem. Hai să luăm o pauză n-avem și revenim după câteva minute. Lipsa capitalului. Hibrizii de tomate din gama Seminis asigură o producție de calitate legumicultorilor care își doresc să facă performanță. Pentru mai multe informații, accesați site-ul universalsem.ro. Verben, numărul 1 în tratamentul T1.